restul țărilor. Mulțumesc. Mircea, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule comisar, stimați colegi. Doresc să folosesc această oportunitate pentru a pune pe masa Consiliului subiectul gestionării populațiilor de urs brun din Europa și mai ales din România. Țara mea a asigurat un management sustenabil și a contribuit activ la eforturile europene de conservare a carnivorelor mari, inclusiv a ursului brun. Drept dovadă, experții IUCN apreciază că ursul brun este într-o stare favorabilă de conservare, cu populații stabile, chiar în creștere, și risc scăzut de vulnerabilitate. România a dovedit că este capabilă să gestioneze cea mai mare populație de urs brun din Europa, ba mai mult de atât, să asigure condițiile ca aceasta să prospere. În munții Carpați trăiesc între 6400 și 7200 de exemplare, puțin peste 40% din populația de urși a Europei. Parlamentul European a subliniat recent necesitatea asigurării unui echilibru pentru coexistența omului, a comunităților locale, a fermierilor, a ciobanilor, cu carnivorele mari, inclusiv ursul. Și tocmai pentru că această bogăție a biodiversității însă începe să amenințe cea mai de preț bogăție a unei țări, populația acesteia. Și spun asta pentru că în România, în ultimii 20 de ani, 26 de oameni au fost uciși de către urși. 274 de persoane au fost desfigurate și în numai 5 ani s-au înregistrat peste 6400 de apeluri de urgență prin care s-au sesizat atacuri asupra omului, numai în anul 2021 fiind 1500 de astfel de apeluri. Mai mult, compensațiile acordate pentru a acoperi pagubele produse în perioada 2017-2022 însumează 6,2 milioane de euro, însă pierderile de vieți omenești sunt inestimabile. Solicităm așadar Comisiei să aplice prevederile Directivei Habitate pentru a reevalua starea de conservare a celor 10 populații de urs brun din Europa, iar pe baza datelor obținute să analizeze dacă se impune actualizarea statutului lor de protecție, așa cum s-a întâmplat pentru specia lup. Este esențial să colaborăm pentru a readuce echilibru și vă asigur că România va pune la dispoziție toate resursele, informațiile și experiența acumulată în gestionarea celei mai mari și celei mai sănătoase populații de urs brun din Europa. Împreună putem proteja viața omului în timp ce asigurăm bunăstarea ursului brun. Vă mulțumesc! Thank you. Mulțumesc. Acum